frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 3. Voi citi un singur verset, versetul 2. Filipeni 3 cu 2. Cuvântul spune în felul următor. Păziți-vă de câinii aceia. Păziți-vă de lucrătorii aceia răi. Păziți-vă de scrijeliții aceia. Amin. Trebuie să spunem amin și la un pasaj de felul ăsta. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, înainte de a rosti cuvântul Domnului, mesajul acestei dimineți, aș dori să-mi permiteți să împlinim cuvântul Domnului care spune cui datorați cinste, dați cinste. Prin harul Domnului, astăzi sărbătorim un an de zile de când fratele păstor David Shalar împreună cu sora Violeta slujesc în această biserică ca păstor senior și trebuie să mulțumim Domnului pentru ei. Mulțumim frumos, frate păstor, pentru slujire, pentru dăruire și pentru pilda pe care o arătați și ați arătat-o biserici în perioada aceasta de timp. Ne rugăm Domnului să vă însoțească mai departe cu mai mare putere, pentru că binecuvântările sunt la El și ele sunt de partea dumneavoastră și de partea noastră. Am citit un text care, vă spun sincer, nu este cel mai măgulitor de citit în biserică, nu este un text atractiv, însă pe mine textul acesta m-a frământat să-i găsesc înțelesul și sensul mai mult de 20 de ani de zile. M-am tot oprit asupra lui, am tot meditat, m-am rugat Domnului ce ar putea să vorbească Apostolul Pavel, ce ar putea să ne spună aici Duhul Sfânt într-o afirmație ca cea de față. Știu că, și am știut că este ceva important în pasaj, pentru că există o lege pe care noi, spun noi, păstorii, noi teologii, cei ce am studiat teologia, o cunoaștem, și anume este o lege hermeneutică. Hermeneutica fiind știința care se ocupă cu a pune la dispoziția cercetătorilor Bibliei metodele cu care să lucreze pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și una din afirmațiile hermeneuticii este aceasta. Când într-un pasaj scurt un cuvânt se repetă cel puțin de două ori sau de mai multe ori, însemnează că în pasajul acela Dumnezeu, Duhul Sfânt, a vrut neapărat să ne comunice ceva important, să ne oprească atenția ca să putem să înțelegem ce se vorbește acolo. Și uitați-vă în versetul pe care l-am citit, Filipeni 3 cu 2. De trei ori, Sfântul Apostol Pavel spune, păziți-vă de câinii aceia. Păziți-vă de lucrători aceia răi. Păziți-vă de scrijeliții aceia. De trei ori, păziți-vă. Dar de ce? Și de cine? Și ce vrea să ne învețe cuvântul Domnului pe noi în vremuri ca acestea, care în adevăr sunt vremurile din urmă? Sunt vremurile din urmă, când biserica este atacată din toate direcțiile și cel rău face atâtea pagube și aduce atâtea pericole peste bisericile lui Dumnezeu. Sunt atâtea scandaluri în lumea evanghelică, în Statele Unite și pretutindeni. Atâtea lucruri care se întâmplă și care nu aduc cinste nici pe numele Domnului, nici pe
numele Bisericii lui Hristos și nici pe numele nimănuia dintre cei care vor să creadă. Haideți să ne uităm în pasajul acesta, în cadrul unui mesaj pe care l-am intitulat Pericol nebănuit. Pericol nebănuit. Ne vom uita la trei lucruri importante, așa cum sunt evidențiate ele în textul pe care l-am ales. Și când Apostolul Pavel spune, păziți-vă de câinii aceia, Apostolul Pavel, prin Duhul Domnului, am înțeles că are în vedere degradarea morală din biserici. Degradare morală din biserici. Câinii, prin excelență, sunt simbol al necurăției. Umblă prin toate gunoaiele, mănâncă orice, ca să nu fiu prea descriptiv, și cu toate că există în timpurile noastre o politică pro-animale și pro-câini și pisici și până la exagerare, câinii sunt un simbol al degradării morale. Aș vrea însă să spun că în Noul Testament, pentru câini, în limba greacă, sunt folosiți în Noul Testament doi termeni. Și este important să știm. Primul termen este chion. Chion. Aceasta înseamnă câine vagabond. Și acesta este învederat aici. Chion este folosit în textul nostru. Al doilea termen grecesc pentru câine este chinarion. Chinarion este câinele domestic, câinele de companie. Și acesta este termenul pe care îl folosește Iisus Hristos atunci când în Matei 15 vorbește cu femeia aceea sirofeniciancă și spune că nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci cățeilor. Era vorba de câinii de companie, aceia care trăiau ca și astăzi și atunci, prin case. Textul nostru se folosește chinon, câinele vagabond. Ce degradare morală trebuie văzută că se poate întâmpla în biserică și se întâmplă în zilele noastre? Aș vrea să vă uitați cu mine în cuvântul Domnului la câteva aspecte. Câinii sunt în Biblie simbolici pentru interferarea cuiva cu viața de familie și de credință a altor credincioși. Proverbe 26:17. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Și sunt atâția care în felul acesta din proverbe se amestecă în treburile altor familii. Fără să fie întrebați, fără să fie invitați și fără să aibă vreo autoritate a face lucrul acesta. Sunt ca unii care prind un câine de urechi. Amestecul lor este un amestec care să ducă la degradare morală. Apoi, Sfânta Scriptură, câinile, degradarea morală, este văzută prin învățătorii falși. Isaia, prin Duhul Domnului, nu este deloc măgulitor când spune Isaia 56:10-11. Toți păzitorii lor sunt orbi, fără pricepere. Toți sunt niște câini muți, care nu pot să latre. Aiurează, stau tolăniți și le place să doarmă. Totuși, sunt niște câini lacomi, care nu se mai satură. Sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic. Toți își văd de calea lor
fiecare umblă după folosul lui fără abatere. Este tendința aceasta pe care mulți lucrători, mulți păstori chiar, să nu creadă cineva că noi vorbim numai bisericii, cuvântul Domnului se adresează tuturor, inclusiv slujitorilor. Sunt mulți care nu au altă preocupare decât să se realizeze, decât să aibă un nume, decât să beneficieze de ceva care să le aducă un profit personal. Și așa îi prezintă Domnul prin Duhul Sfânt în profetul Isaia. Apoi, degradarea morală se vede în faptul că un câine în Biblie este asociat cu cei ce profită de necazul altora. Psalmul 22, versetele 16 și 20. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele, scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. David, profetul, vorbește despre această scenă care se va împlini mai târziu când Iisus Hristos va sta pe cruce. Și când profită câinii aceștia? Când Iisus Hristos este în nevoie. Mi-au împărțit hainele între ei, pentru că cămașa mea trag la sorți. Pentru lucrurile mele joacă zaruri. Sunt oameni care profită de necazul altora. Aceștia sunt oameni a cărui moral este ca unui animal din istoria noastră. Mi-aduc aminte, eram păstor la Ploiești și acolo s-a întors la Domnul o doamnă, a devenit soră, s-a întors singură din familie. Avea soțul, doi copii, dar după 2-3 ani după ce s-a întors la Domnul, s-a îmbolnăvit de cancer. Și la început s-a dus la doctor să vadă ce se întâmplă cu ea, iar pe când s-a dus a fost prea târziu. Și a murit între timp. Dar înainte să moară, au fost surori care au vizitat-o. Una dintre ele pretindea că are daruri spirituale, profetice. Și într-o zi m-a sunat soțul acestei surori. El era necredincios. A spus, domnule pastor, aș vrea să veniți până la noi. Soția mea are dorință să vă mai rugați pentru ea, iar eu am o problemă, o nedumerire pe care vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră. Nu vreau să vă spun la telefon, vreau să vorbim față în față. M-am dus. Și am stat de vorbă cu familia, am stat de vorbă cu sora, m-am rugat cu ea și am spus, ce se întâmplă? Și a zis, frate Gog, am făcut o mare greșeală. Ați făcut greșeală? Ce greșeală ați făcut? Mă gândeam că are ceva pe conștiință și nu și-a rezolvat problema. A zis, a venit sora, mi-a spus numele, și eram în niște dureri așa de mari, frate Gog, de nu știam de mine, nu știam ce fac. Și ea mi-a zis, știi, mi-a făcut Domnul de cunoscut că mori în câteva zile. Să vorbești așa cu cineva când este în criză, este de-a dreptul drăcesc, criminal. Mai ales că toată lumea știa moralul acelei surori, deci nu era, eu sunt pentru lucrări profetice, dar nu de la oameni care stau rău cu disciplina spirituală și morală.
Și a zis, auziți, aici era, aici era cheia. Și pentru că o să mori, eu am văzut că tu ai o haină de blană foarte frumoasă și scumpă. Aia dă-mi 1000 că ar fi bună pentru fetele mele. Și sora m-a zis, iau-o, că dacă tot mă duc, ce să fac cu ea? Și a zis, frate, de îndurerile în care le aveam, nici n-am știut ce am zis. Și ce-a luat blana, mi-a deschis dulapul, a luat blana și s-a dus cu ea. Și acum mă întreabă soțul și ei și spune, domnul pastor, așa este la biserică? Când cineva e bolnav și e necăjit, să mergi și să profiți pe seama lui? Vedeți aici, spune, niște câini mă înconjoară. O ceată de nelegiuiți dau târcoale. Când sunt pe cruce și trag la sorți pentru bunurile mele. Asta este degradare morală, totală. A trebuit să mă duc să vorbesc cu sora aceea și să-i spun, duceți haina înapoi. Și cum puteți implica pe Domnul în furt, în înșelăciune, în profit? Cuvântul Domnului spune, păziți-vă de câine aceia. Degradare morală. Sunt influențători la degradare morală. Auziți ce zice Iov, de-a dreptul ironic, ironic. Iov 30:1. Și acum am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine. Auziți, pe ai căror părinți nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmii mele. Sunt oameni care murdăresc și câine. Iov zice, nici printre câinii turmii mele nu i-aș fi pus pe ăștia. Că-mi strică câine. Mi-i nebunesc. Sunt oameni care în societatea contemporană se numesc influențatori prin internetul de ei. Și în ce influențează? În sfințenie? Mă îndoiesc. Sfântul Apostol Pavel scrie în această direcție ca să ne învețe 1 Corinteni 5, cu 9 la 11. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvare. Și când spunea lucrul acesta Apostolul Pavel, aș vrea să vă spun că în textul grecesc spune v-am scris în prima mea epistolă lucrul acesta. Dar noi știm că asta este primul 1 Corinteni. Înseamnă că Apostolul Pavel a mai scris o epistolă către Corinteni care nu s-a păstrat. Însă n-am înțeles cu curvarii lumea acesteia sau cu cei lacomi de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Și v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este un curvar, lacom de bani, închinător la idoli, defăimător, bețiv, răpăreț, cu un astfel de om nici să nu mâncați. Apostolul Pavel când scrie păziți-vă de câine aceia, are în vedere biserica din zilele noastre, familiile noastre, fiecare credincios individual, să se păzească de degradare morală. Amin? Al doilea lucru, al doilea rând, este decepția spirituală. Zice, păziți-vă de lucrătorii aceia răi. Dacă prin asocierea celor răi în prima fază cu câinii care produc degradare morală, sunt învățători răi care predică decepție spirituală. Biblia îi prezintă pe acești învățători în multe feluri.
un fel în care prezintă Biblia spune că sunt flecari și nesupuși. Oameni care în multe instanțe nu sunt membri nicăieri. Frate, unde sunteți membru? Oh, frate, eu mă duc peste tot. Și nicăieri. Dar care au pretenția, ca un cuvânt de spus. Sunt flecari și nesupuși. Scriind lui Tit, Apostolul Pavel spune în Tit 1:10-11. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri pe care nici nu trebuie să le învețe. Flecari, nesupuși. Apoi, decepția spirituală merge prin acei învățători care predică minciuni și erezii. Sfântul Apostol Petru spune în 2 Petru 1:3. În orod s-au ridicat proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiși erezii nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar rosând ai paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Din nefericire, în zilele noastre, cel puțin aici unde noi locuim, în Statele Unite, este o plagă în această direcție. Foarte mulți celebri, predicatori ai profitului, al unei evanghelii a profitului, a prosperității, își arată în final adevărata față. Trist. De exemplu, acum, vedeți, pentru că este, de aceea folosesc numele, că este peste tot. Nu-mi place să folosesc nume, dar în cazul de față trebuie să spun aceasta. T.D. Jake, unul dintre cei mai influenți predicatori americani, unul dintre cei mai influenți, biserică imensă, cuvânt mare, invitat în toată lumea. Însă T.D. Jake a predicat toată viața o evanghelie falsă. T.D. Jake nu crede în Trinitate. Spune că nu există Trinitate. El predică o doctrină veche pe care noi în teologie o numim modalism. Modalism însemnează că Dumnezeu nu este în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu este o singură persoană care, în vechime, s-a revelat oamenilor sub denumirea de Tată. Apoi a coborât printre noi sub denumirea de Fiu. Și acum este în noi sub denumirea de Duhul Sfânt. Deci o persoană în trei moduri diferite de arătare. Numai că nu știe să explice T.D. Jake, cât de T.D. Jake a fost el, nu știe să explice cum se face că la botezul în apă al Domnului Iisus Hristos, Iisus Hristos este în apă, Tatăl din ceruri vorbește și spune, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îngăsesc toată plăcerea, iar Duhul Sfânt coboară pe el în formă de porumbel. Cum de nu vede că-s trei? Minciuni și erezii. Și oamenii fug după ei. Decepții spirituale. De asemenea, la modă în aceste zile, mulți învățători care nu pricep cuvântul Domnului legat de răpirea bisericii, de a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și e plin internetul de astfel de învățători care spun să nu credeți în răpire, că nu există răpire. Nu există răpire.
predică o doctrină falsă, veche, care spune, a doua venire a Domnului, a doua venire a Domnului este aceasta, are două sensuri. Și să vă spun ce predică, ca să vedeți unde-i falsitatea. A doua venire a Domnului însemnează orică păcătosul să predă Domnului și vine Iisus în viața lui și îl mântuie, și asta este a doua venire a Domnului. Orică vine Iisus Hristos la el cu îngerii și îl ia și îl duce în cer. Asta este a doua venire. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă Iisus a venit prima dată, cine crede că Iisus a venit prima dată în Betleem și s-a născut în Betleem? Dacă Iisus a venit prima dată, El vine și a doua oară. Amin? Dar sunt prea mulți învățători, prea mulți, care predică minciuni. Pentru că sunt ocupați, preocupați de ei, de numele lor, nu de numele Domnului Iisus Hristos. Mica 3:11. Căpeteniile cetății judecă pentru daruri. Preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. S-o crezi tu? Domnul nostru vine, cuvântul Domnului este clar, este limpede, de aceea să ne ferim de decepții spirituale. Și în sfârșit, în al treilea rând și în ultimul rând, doctrine nebiblice. Deci degradare morală, decepție spirituală și doctrine nebiblice. Partea finală a versetului 2 din Filipeni 3 spune, păziți-vă de scrijeliții aceia. Cred că nu știți ce înseamnă scrijeliți. Hai să vă spun ce înseamnă scrijelit. Apostolul Pavel, în partea aceasta finală a versetului 2 din Filipeni 3, folosește un joc de cuvinte. Apostolul Pavel este un om, când vrea, foarte ironic. Foarte ironic. De exemplu, scriind Galatenilor, Galaten 5:12, are o vorbă foarte dură, când spune, da, schilodească-se odată cine? Cei ce vă tulbură. Adică ce vrea să spună acolo Apostolul Pavel? Ascultați-mă cu atenție. Apostolul Pavel spune, ei vă predică să vă tăiați împrejur și vă predică să țineți legea? Păi, ok, dacă așa ține, schilodească-se, domnule. Adică Apostolul Pavel spune, să se castreze dacă vor. Asta este expresia în limba greacă. Aici spune, păziți-vă de scrijeliții aceia, sau scrijelații, scrijeliții. E un joc de cuvinte. Și anume, în limba greacă, tăiere împrejur se numește peritomei. Peritomei. Este tăiere împrejur. Dar aici Apostolul Pavel folosește, a spus un joc de cuvinte, când zice, păziți-vă de scrijeliți aceia, folosește catatomei, catatomei. Adică catatomei însemnează ciopărțiții. Spune, ăștia vă învață să vă tăiați împrejur, să vă ciopărțiți, feriți-vă de doctrine din astea ciopărțite. N-aveți nevoie de el. Cine predică doctrine nebiblice? Sunt zeloși fără înțelepciune, după cuvântul Domnului. Roman 10:2. Le mărturisesc aici, în cazul de față evrei, au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără pricepere. Râvnă fără pricepere. Psalmul 69:9 spune, râvna casei tale mă mănâncă și ocările celor ce te ocărăsc pe tine cad asupra mea. Ce înseamnă râvnă sau zel? Înțelesul zelului, potrivit acestui verset din Psalmul 69:9, este pasiune pentru Domnul. Asta este zel, pasiune pentru Domnul. Intensitatea zelului mă consumă, mă mănâncă. Și implicația zelului spune că trebuie să plătești un preț dacă ești zeloș pentru Domnul. Ocările tale cad asupra mea. Însă sunt oameni care
râvnau, zel, n-au înțelepciuni și vorbesc ce nu trebuie. Vă spuneam de mult lucrul acesta, vă aduc aminte astăzi, că am spus că depășim puțin peste ora 12, mai ales că avem nevoie de un mesaj de felul acesta. Era în România un predicator care umbla peste tot, nu se ține el de biserică, dar umbla peste tot, nu vă spun numele, și predica niște aberații, din nici el nu le credea, dar le predica. Și de data aceasta este, vă spun unde, este în Dej, apare în biserică. Și fratele păstor l-a văzut, că l-a cunoscut, a început să primească bilete din sală, cum se întâmplă în bisericile române. Și sper că, mulțumesc Domnului că la noi s-au învățat să se dezobișnuiască de obiceiul acesta, dar să nu-l reintroduceți, că nu ajută la lucrarea Domnului. Au început să-i scrie la păstor, este fratele cu tare între noi, un grup de frați vor să-l pui să vorbească. Grupul ăla de frați era câte unul care scria, știți, numai, adică scria așa un grup de frați ca să impresionezi. Și tot primește. Până la urmă, fratele s-a lăsat înduplecat, păstorul, și a zis, fratele este între noi, îi dăm un cuvânt scurt. A venit în față, cu poziția în aceea arogantă, de știe toate lucrurile. Pe prima bancă, în ziua aceea, pe primul rând, mai era un păstor, fratele Ion de la Negren, Pop Ion de la Negren, un bătrân foarte simpatic și foarte practic. Fratele Pop Ion tocmai fusese cu câteva luni în urmă într-un consiliu pastoral în care l-au judecat pe omul acesta pentru ereziile lui și i-au spus, nu mai predici prin bisericile noastre. Se duce predicatorul la amvon și zice, fraților, tot dacă m-ați schimbat să vorbesc, m-am gândit ce să vă spun. Vreau să vă spun că recent am fost răpit în iad. Sfinții sunt răpiți în cer, dar asta a fost prin iad. Apoi de acolo, zice, am fost luat cu carul lui Dumnezeu și plimbat prin cer. Niște bătrâni în biserică, Doamne Iisuse, ce viață are omul ăsta, ce plimbări face, Doamne. Și vreau să vă spun numai așa, pentru dumneavoastră, să înțelegeți cum arată carul lui Dumnezeu, cu care a fost răpit și Ilie și m-a plimbat Domnul și pe mine. De exemplu, ca să vă imaginați cam cum arată carul lui Dumnezeu, pentru tineri care nu știu ce vorbesc acum și vreau să înțeleagă, o roată de car din acela vechi, de trăsură, cum ați văzut în filmele cu cowboy, trăsurile acelea. Trăsurile, roata de la carurile vechi era făcută din câteva segmente care erau puse apoi la oaltă, devenea o roată, se punea un fier peste ele ca să reziste. No, segmentele acelea din care se face rota trăsurii a carului se numesc în limba română obadă. Obadă. Și mi se pare că o roată de car are 5 obezi. Și în obezile acelea sunt spițele, sau cum se numesc, care fac roata să fie tare. Și zice predicatorul nostru, fraților, să vă spun ceva, ca să vă dați seama cum arată carul lui Dumnezeu. Zice, numai o obadă de la rota carului lui Dumnezeu este cât o biserică cu 10 turnuri de înaltă. Au început să se mire oamenii prin biserică. Dar fratele Pop, care era acolo în față, când l-au auzit, și aberații spune, o vorbi cu voce tare, no, rota aia te-a călcat pe tine. Doctrine nebiblice, scrijelație, ciopârțesc Biblia, ciopârțesc Scriptura. Legalismul este parte din această ciopărțire. Vai de voi, învățători ai legii, spune
Domnul Luca 11:52, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței, nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce vor să intre, împiedicați. Legalism. Apostolul Pavel scrie în Roman 10:3, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Ce însemnează doctrină nebiblică? Însemnează un spirit selectiv, fariseic. Iau din Biblie numai ce îmi place, ce îmi cade mie bine și restul învățăturilor le ignor, iar ce îmi cade mie bine le fac așa încât să iasă mai bine decât în Biblie. Galateni 5:3. Și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea, spune Sfântul Apostol Pavel. Și de aceea și contemporanilor noștri care spun, dacă nu țineți sabatul, nu intrați în Împărăția Lui Dumnezeu. Țineți sabatul, Domnule, dar ține toată legea, dacă vrei să ții sabatul. Toată legea nu ții. Oameni care nu practică ce predică, oameni care predică și sunt și printre noi, români în America și în România acum, oameni care predică simplitatea. Mi-aduc aminte că eram într-o biserică și l-a pus pe un predicator ambulant din acesta să vorbească și a zis, fraților, eu văd tare multă mândrie în biserică. Este mândrie în biserică. Este multă mândrie în biserici. Am văzut în parkingul vostru numai Mercedes-uri. Și mașini scumpe. Și Iisus, cât a fost de Iisus, a umblat călare pe măgar. Și am fost curios când s-a terminat biserica, vă spun, am ieșit după el să vedem cu ce mașină a venit. Avea un Range Rover, ultimul model, dar el predica simplitate și striga pe cei care au Mercedes. Apostolul Pavel este clar, limpede. Sunt pericole nebănuite. De unde? Câinii, adică degradare morală, lucrătorii răi, adică decepție spirituală și scrijeliții, ciopârciții, care predică doctrine nebiblice. În vremea de astăzi, frați și surori, domnilor și domnilor, ne trebuie o atenție la cuvântul Domnului mai mare ca oricând. Pentru că literatura scrisă, ca niciodată, atât de mult sunt cărțile, de multe, radioul creștin, YouTube-ul, internetul, este plină de doctrine, de învățători care sunt, exact cum spune numele, influencers. Influențează biserica, tinerii, pe lucrători, mulți chiar, într-o direcție rea. Dacă Evanghelia pe care o auzi nu te cheamă la sfințenie, este o Evanghelie falsă. Recent am văzut pe o mașină scris I love Jesus because I am a Muslim. Și unii oameni, cum văd asta? Nu ai văzut că și ei iubesc pe Domnul, pe Iisus? Da. Numai vreau să vă spun că Iisus din Coran nu este Iisus din Scriptură. Nu este Iisus din Scriptură.
Și pe Iisusul ăla din Coran îl pot iubi, că ăla nu le cere să se lapede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-L urmeze. Iisus ăla din Coran spune că la urmă va apare pe pământ împreună cu Mahdi, cu liderul lor islamic, și Iisus va sta în fața lumii și va spune: vreau să spun tuturora, îmi pare rău, v-am mințit. M-auziți bine? Eu n-am murit pe cruce. Eu nu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt un proroc ca Moise și ca toți ceilalți. Și acum vă chem pe toți să vă faceți musulmani. Da, pe acest Iisus pot să-L iubească. Dar Iisus al Scripturii este Dumnezeu adevărat. Este sfânt, a venit pe pământ, a trăit fără de păcat, s-a făcut păcat în locul nostru, murim pe cruce, a înviat din morți a treia zi, stă la dreapta lui Dumnezeu și acum îl așteptăm să vină din nou. Acest Iisus este drept, acest Iisus este sfânt, iubește-L pe acest Iisus și atunci vei trăi. Mă rog Domnului să ne păzească de pericolele acestea, să fim atenți la Scriptură, la Evanghelie și să trăim de așa manieră încât venirea Domnului nostru Iisus Hristos să ne găsească în Scriptură, în Cuvânt. Și în felul acesta vom putea să ne ducem și noi împreună cu El. Amin.